Nu avem date oficiale, semnate și parafate. Avem, în schimb, informații oferite de surse, ce au dorit să rămână confidențiale. Și mai avem ceva, un nume, de fapt, o firmă. Societatea Civilă de Avocați, Stan și Asociații. Mai avem multe, foarte multe contracte ale aceleiași firme cu primării dâmbovițene, unități medicale din județ, parcuri industriale sau inspectoratul școlar Dâmbovița. Și mai știm un amănunt. Un consilier local, Cristian Stan, în același timp președinte PSD Târgoviște, este soțul avocatului coordonator al SCA Stan și Asociații, o societate ale cărei venituri au crescut precum făt frumos în fiecare lună a lui 2013. Conform informațiilor noastre, în ianuarie 2013 societatea a avut încasări de 24.446 de lei plus TVA, în februarie de 57.096 de lei plus TVA, în martie acestea au crescut la suma de 72.730 de lei plus TVA. În aprilie la 155.882 de lei plus TVA, pentru că în mai acestea se ajungă la 175.883 de lei plus TVA. Impresionant, nu e așa? Mai ales în vremurile actuale când criza lovește puternic încă în tot ceea ce înseamnă sectorul privat. Dar, după cum spuneam și la început, important nu este neapărat ce faci și cât de bun ești, ci mai ales pe cine cunoști. În condițiile acestei creștere a încasărilor, precum cele de la SCA, Stan și Asociații, nu ar fi de minare ca, la final de an, aceasta să fie declarată cea mai profitabilă firmă din județ. Ce e drept de produs produce? Întrebarea este cum și mai ales pentru cine.